Mă bucur că vine Ford, pentru că am înțeles că vor să investească foarte mult la noi și am înțeles că vor să se ocupe foarte mult de muncitori. Deci să creeze și am înțeles, în altă parte au creat școli. Auto va ajunge să fie cea mai importantă din Europa de Sud-Est și aceasta și prin contribuția lui Ford. Și cred că prin venirea lui Ford la Craiova va spori apetitul altor investitori americani pentru piața românească. We are going to build 300,000 vehicles a year and we are going to manufacture 300,000 engines a year. We believe employment levels need to raise and increase well beyond 7,000 and maybe up as high as 9,000 people. I and Ford Motor Company are committed to spend 675 million euros here, and supporting exactly what the Prime Minister said, we do expect to be spending 1 billion euros a year in Romania to support the Craiova operations. Eu consider că e un pas înainte și e un pas uriaș pentru țară în general, că Ford a preluat această fabrică din Craiova. Eu zic că lucrurile vor merge bine și că pentru industria automobilistică din România este un pas uriaș venirea lui Ford aici. Ce mai vreți? Să vă schimbăm biletele antiruliu, amândouă și...